În ciuda eforturilor consistente ale administrației publice locale de a stopa fenomenul aducerii de câini comunitari de pe alte meleaguri, iată că acesta continuă și dă mari bătăi de cap municipalității. Aceasta a făcut eforturi serioase de intensificare a controlului și de monitorizare a intrărilor în oraș, însă, în zadar, primarul municipiului, Lucian Micu, face apel și la vigilența populației care locuiește în aceste zone și care este rugată să observe și să noteze numerele mașinilor din care se descarcă patrupedele. Cei care surprind momentul în care sunt descărcate transporturile de câini trebuie să anunțe telefonic la numărul unic gratuit 023984. Acest tranzit și aducerea pe raza municipiului Roman de câini, am dispus intensificarea controlelor pe zonele de intrare în municipiul Roman, pentru că în ultima perioadă se constată un număr din ce în ce mai mult de câini care nu sunt din Roman, practic ne vin sesizări și de la cetățenii, însă din păcate aceste sesizări ne vin după ce acești câini sunt lăsați. Aș face un apel la toți cetățenii municipiului Roman atunci când sesizează astfel de activități să sune la numărul 023394 pentru a ne comunica acest lucru și dacă e posibil să ia și numărul de înmatriculare al mașinii pentru a putea efectua cercetări în această cauză. Vrem să stopăm acest fenomen, este foarte important pentru că degeaba muncim noi la nivelul municipiului Roman să strângem câinii de pe străzi dacă în continuare ne sunt aduși din alte localități. Din păcate, nici cele două ONG-uri care au promis colaborarea cu edilii romașcani pe subiectul câinilor comunitari nu au mai revenit la Roman așa cum au promis în urmă cu ceva timp, când s-au arătat revoltate de eutanasierea pe bandă rulantă a patrupedelor neadoptate. Ei, am avut o discuție săptămâna trecută cu ei, trebuiau să vină la Roman, din păcate nu au mai ajuns, am avut doar discuții telefonice și sperăm ca în cursul acestei săptămâni să vină pentru a continua aceste discuții. Fenomenul câinilor fără stăpâni este din ce în ce mai greu de stăpânit în întreaga țară, mai ales în condițiile unei ierni aspre și a costurilor din ce în ce mai ridicate cu îngrijirea, adăpostirea și chiar eutanasierea acestor animale. Cât despre adopții, ele se fac din ce în ce mai greu, în țară și chiar în străinătate. Transformarea parcului în expoziție canină pe timp de vară a fost și ea criticată de multe voci din presa locală.